Autoritățile au descoperit cu uimire că la doi pași de București cresc plante carnivore. Și asta nu e tot. În zona lacului Snagov au apărut orhidee, dar și cea mai mică plantă cu flori din lume. Una cât un ac. În total, pe lac sunt sute de specii de plante. 120 dintre ele ar trebui protejate de lege, dar până acum doar 6 erau cunoscute de autorități. Cei 16 km ai lacului Snagov sunt ca o rezervație. Sute de specii de plante și animale trăiesc în apă sau pe maluri, însă autoritățile nu știau până astăzi câte ar trebui protejate. Până acum 4 ani, la Ministerul Mediului se presupunea că în zona Snagov ar fi circa 6 specii de protejat. De fapt, circa 120 de specii nu ar trebui scăpate din ochi în area naturală protejată lacul Snagov. Asta au scos la iveală cercetările făcute de specialiști. Numărul speciilor protejate sau care ar trebui să fie protejate la nivel chiar mondial, ajunge la 105. Ce au descoperit, de fapt, cercetătorii? De la plante carnivore la scoici sau orhidee. Aldrovanda vesiculosa, otrățelul, care este plantă insectivoră. 4 specii de interes comunitar, li se adaugă o serie de orhidei. Wolfia, o specie de lintiță, cea mai mică plantă vasculară cunoscută. Nu suntem la o cercetare științifică, însă avem nevoie de această lupă pentru a putea vedea cea mai mică plantă cu flori din lume, care surprinzător trăiește și în apele lacului Snagov. Cu atât de multe specii de protejat, custozii trebuie să țină cu greu piept construcțiilor ilegale de pe maluri sau pasionaților de sporturi nautice de pe lac, mai ales că fix zona cea mai importantă este împrejmuită de vile. Aria protejată lacul Snagov măsoară doar vreo 100 de hectare din totalul de 620 pe cât se întinde lacul. Localnicii nici nu știu ce ascunde apa lacului. Noi știm de brădici, de melcișori, de din asta. Și pește din asta. Singura soluție pe care o au administratorii lacului pentru a proteja plantele și animalele care trăiesc acolo este să modifice legea.